Șefii instituțiilor descentralizate din județul Suceava, care sunt membri ai PNL, vor trebui să se retragă din funcții, în caz contrar vor rămâne fără sprijin politic. Același gest trebuie să-l facă și viceprimarii liberali din localitățile unde PNL nu are majoritate în consiliile locale. Decizia aparține PNL Suceava și a fost anunțată public de copreședintele Organizației Municipale Suceava PNL, deputatul Ioan Balan. Discuția a pornit de la simplu fapt că se discută zilele acestea schimbări de viceprimari în condițiile în care majoritățile deja sunt stabilite într-un anume PEA. Și lucrurile au pornit dintr-o discuție pe care am avut-o de altfel cu liderul partidului, președintele Vasile Blaga, la București, și anume că săptămâna viitoare se va transmite în teritoriu o circulară prin care organizațiile județene vor trebui să pună în aplicare următorul lucru. Acolo unde avem majorități și avem viceprimar, îi felicităm, îi susținem și mergem mai departe. Dar în momentul în care viceprimarul nu este o consecință a majorității din acel consiliu local, îi vom cere, dacă este și are calitatea de membru PNL, să se retragă din funcția de viceprimar, pentru că altfel cetățenii nu înțeleg nimic, ar putea crede că e un blat. Iar la nivel de țară, și în mod special la nivel de județul Suceava, se va avea în vedere următoarea situație. Acolo unde, la conducerea instituțiilor descentralizate, avem membri PNL, într-un termen pe care îl vom anunța săptămâna viitoare, va trebui să aleagă între calitatea de membru de partid, și anume PNL, și în calitatea de șef de instituție publică deconcentrată, descentralizată. Balan a declarat că nici bine nu s-au încheiat alegerile prezidențiale, că cei din Alianța Socialistă rămași sub presiunea campaniei electorale și-ar dori, împreună cu reprezentantul lor de vază, primarul Sucevei Ion Lungu, să facă unele schimbări în Consiliul Local și în rândul viceprimarilor. Nu poți să fii de la dimineață până la ora 4 un susținător al politicilor guvernamentale, iar de la ora 4 încolo să vii la partid și să critici guvernul. Nu funcționează așa. Și lucrul acesta l-am văzut la aceste alegeri. Exact asta a fost taxat la Alianța și Guvernul Socialist, și anume ambiguitatea aceasta în care nu mai știi unde e puterea și unde e opoziția. Noi vrem să intrăm într-o normalitate. O normalitate despre care noi tot am vorbit în campania electorală, și anume o România lucrului bine făcut. Se pare că printre cei vizați să se retragă din funcție se află șefa Casei Județene de Asigurări Adela Băișanu și șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Romeo Butnariu. Sau există și șansa ca aceștia să treacă în barca PSD și așa să-și păstreze funcțiile. Deputatul Balan a declarat că membrii PNL trebuie să aleagă între partid și funcții. Credeți că vor exista probleme în interiorul partidului, noului partid PNL, având în vedere că sunt și lideri care au soții, rude apropiate în funcții în instituții descentralizate? Politica la partid, politica adevărată, trebuie făcută fără mamă, fără tată, pentru că altfel e nepotism. Nu cred. Până la urmă, cred că lucrurile vor intra într-un firesc, într-o normalitate. Și fiecare va înțelege. Cu siguranță, probabil că vor fi și supărări. Dar, până la urmă, le se oferă și posibilitatea de a alege. Nimeni nu-i obligă. Adică, recomandarea noastră pentru acești colegi ai noștri este ca într-un termen de să opteze între calitatea de membru PNL și în funcția pe care o deține la momentul acesta.